trebuie să aveți ceva. A spus că ăsta ar fi o prioritate. Da. Care este problema? Vom colecta selectiv. Deci, m-a spus, vreau să mă ocup de contractul cu Polaris. Vreau să văd exact ce scrie acolo. Și chestiunea cu colectatul selectiv este o problemă care trebuie să o rezolve această unitate. Polarisul. Dar poate fi anulat acest contract, având în vedere că... Nu cred. Din punctul meu de vedere, dacă anulăm acest contract, penalitățile... Trebuie să avem motive foarte serioase, pentru că instanța a văzut că și-a declinat competența și ca să desfințeze un contract în funcțiune, trebuie motive foarte serioase. După ce analizați, eu, punctul meu de vedere, fără să cred că cunosc foarte bine chestiunea, dar ca principiu este să facem acest contract funcțional și Polarisul la fel, pentru binele locuitorilor. Există o comisie, o comisie care analiza contractul, se va face alta sau adică există o procedură, v-ați gândit? Nu, deci nu știu, acea comisie n-am făcut parte nu fac parte, dar eu asta o analizez ca și om care lucrează cu firma respectivă, deci din punctul ăsta de vedere. Și dacă se tărăgânează clarificarea situației Polaris până atunci, nu face nimic? N-aveți ce clarificare, deci problema e foarte clară. Instanța așa declinat competența, noi, punctul meu de vedere este că trebuie să continuăm acest contract pentru că nu avem motive pe contract de reziliere. Asta e punctul meu de vedere. Ca privat, de exemplu, și aici mă scuzați, poate suntem în afara discuției, nu va deranja niciodată că spuneați că lucrați cu Polaris, că ei cer penalizări de 1% pe zi în cazul în care întârzi cu plata? Și dacă m-a deranjat... Păi sunteți consilier. Puteam să luați atitudine. Păi iau atitudine, dar iau în limitele contractului. Domnul Dobre. Da. Am.